ați aflat? Vă mai amintiți ziua respectivă? Da, mi-amintesc perfect. M-a sunat fiica mea, Maria, care nu era în localitate, ce faci, stau, du-te acum nea repede, până la Ina, că nu știu ce se întâmplă acolo, că m-a sunat Anelis, că hai repede să mă ajuți, că tata a omorât pe mama. Am zis, Doamne, ferește, s-or fi certat, s-or fi bătut, hai că mă duc amunea, nici o minută nu a durat până am fost în taxi. Am sunat la taxi, a venit taxi, m-am dus acolo. Când am ajuns acolo, era plin de poliție, salvare, lume. Inclusiv era de la dumneavoastră o doamnă de la presă, care cred că i-a vorbit și foarte urât. Primul instinct a fost să intru în casă. Nu m-a oprit nimeni, nu mi-a spus nimeni nimic, nu m-a oprit nimeni. I-am intrat în casă. Când am intrat în casă, criminalul la ora actuală, n-am știut ce s-a întâmplat. Acum, aflând, criminalul era cu spatele pe un scaun și era foarte mulți medici. Să nu exagerez, dar cred că erau peste 10 persoane care îl pansau. Din echipajul medical. Da, din echipajul medical, care îi dădeau primul ajutor și el era pe un scaun, de la primul sus dezbrăcat cu spatele la mine. Eu în momentul ăla, nici prin vis, nu mi-a trecut că fata mea e mortă. Am zis, o fi fost un scandal, ce o fi fost, foarte bine că trăiesc în mintea mea și să zic ca mamă, că nu-i nu știu ce grav, că am văzut o zgârietură la el, care am apucat eu să o observ. Și asta e, să mai bate lumea, să mai ceartă, ținând cont și de situația cu divorțul și cu problemele. În momentul ăla, nu mi-am dat seama de absolut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic, am ieșit înapoi afară pe scări. Am ieșit înapoi afară pe scări și am întrebat o persoană, dar nu știu exact ce persoană am întrebat acolo. S-a uitat toată lumea, vedeam că se uită lung la mine și care o reacție ciudată. Și am întrebat așa, unde e Ina? Și lumea a început să facă ochii mari, să se uite unii la alții, fără ca să-mi dai niciun răspuns. În momentul ăla, când am intrat prima dată după echipajele de poliție, am văzut așa ca un ghemotoc plin cu sânge în garagaz. Dar nici de cum nu mi-am imaginat un secund că fata mea e măcelărit acolo. Am zis în gândul meu sunt hainile lui, cum l-a dezbrăcat, și că e în ui, a fugit undeva, că e afară, că e undeva, dacă nu știu unde, la momentul respectiv. Când am intrat a doua oară înapoi, parcă cineva m-a trăznit în cap și a zis, vezi, femeie, că aia-i fata ta. Și când am strigat odată tare, dar tare, unde-i Ina, unde-i copilul meu, toți medicii se uitau unul la altul și nu-mi dădeau niciun răspuns. Atunci m-am aruncat jos pe podea, că nu m-au lăsat să trec, că era făcut ca un cordon. Și când m-am aruncat jos pe podea, eu din nou am văzut acel ghemotoc, dar printre picioarele medicilor și a aparatelor n-am putut distinge că le copilul meu acolo măcelărit, cocoțit în spate. Și am început să urlu cât m-o ținut gura, unge-i copilul meu și el și-a făcut cu el și m-a scos acolo afară pe scări. M-a pus un om, un jandar, nu știu cine era și eu am strigat cât am putut de tare, că am crezut că cerul a căzut pe mine și că pentru mine lumea s-a sfârșit. Și atunci stăteam acolo și eram deznădăjduită. Nu puteam să cred că mie mi s-a întâmplat așa ceva. Unde erau nepoții noastre când ați ajuns? Eu când am ajuns nu mai erau, nepoții erau duși. Cine a luat de acolo? Din ce am aflat de la oameni, a venit tata lui. Și bunicul patern? Da, și a luat, zice că el ar fi întredeschis ușa, cam atâta să zic. Ușa ar fi fost încuiată. Tata lui ar fi bătut la ușă, dar el n-ar fi deschis. Ar fi venit copii, ar fi dat jaluziaua și ar fi fugit înapoi în spate. Ulterior, zice că ar fi bătut din nou și că ar fi apărut și poliția. Și că poliția ar fi bătut foarte tare și insistent. Și atunci am aflat că ar fi venit el la ușă cu copiii care erau dezbrăcați
Copila cel puțin era niște pijamăluți acolo, cred că de sculță, copilul nu știu. Și ar fi deschis ușa cam atâta și ar fi împins amândoi pe spate afară și au închis din nou ușa. Și practic eu după ce o comis crima, s-a închis cu tot cu copii în casă, da, și da. Nu a anunțat pe nimeni, doar a trimis poza la tată sau și un mesaj. Ce mesaj? Știți? În mesajul care mi l-a arătat acest individ care a născut un criminal, nu știu cum să-i spun, nici n-am cuvinte cum să-l numesc, mi-a arătat așa, cum că... Stați să mă amintesc. Îmi pare rău, vă iubesc, să știți. Ceva de genul, sau vă iubesc. Am așa ceva, cum zice fata, îmi pare rău, am încercat, n-am mai putut, îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, vă iubesc. Deci cam așa, cum aproximativ. Înainte să pună poza pe story, am mai trimis-o cuiva, de ce știți? Am înțeles, tot de la tatăl lui, am înțeles că ar fi trimis-o încă la 4 persoane cunoscute. Apropiați? La tatăl lui știm, asta ne-au tatăl. Apropiați lui, dar exact care sunt persoanele, încă nu am aflat. Știți cumva ce l-a determinat să pună poza aia la story? E foarte ciudat. Eu zic că o ură foarte puternică care o avea în el să demonstreze la, nu știu, eu zic o ură foarte puternică prin care și-a manifestat furia, adică, nu știu, să demonstreze și-a făcut, nu știu, a vrut să demonstreze că e un sadic. O lecție, că ce? Să vadă lumea că a primit o lecție sau? Nu știm asta. Nu știm. Pentru că prima dată ar fi zis că i-a dat o lecție și ulterior am aflat că și-ar fi schimbat. Declarația. Da. Din câte știți, de câte ori a fost lovită? A fost a prima dată cărtul. Deci prima și prima dată i-a dat o bătaie cruntă. Așa m-a plăcut. A consumat alcool, deci tot a început de la un consum de alcool. Da, eu zic sticle. Că foarte puțin, pentru că sticla aia goală era... Eu am văzut-o și înainte cu câteva zile pe masă și era tot goală. Și din aia la altă era consumat jumate din ea, din aia care n-am văzut-o eu pe masă. E o sticlă de Black, mamă, da, și una de Jack Daniels, din care din aia, cred că o consumat, dar după părerea mea o să iasă și analizele mai mult de 200 de mililitri, nu cred că o băut. Uh-huh. Asta e părerea mea, nu era bat. Uh-huh. Consumase alcool, că din câte știu avea halenă alcoolică, mă rog, mirosea alcool, dar nu în cantități. Nu știu dacă... Și nu, ca să nu știe ce a făcut. El tot ce a făcut, a făcut foarte, foarte, foarte conștient. Medicul legist mi-a spus așa că a fost o bătaie cruntă, adică că el a bătut-o pe ea, că ea nu a avut nicio șansă, nici în bătaie, nici cu cuțitele să se apere, nici o șansă, nici 1%. Uh-huh. Care ar fi pornit din baie, unde prima dată i-ar fi rupt telefonul și l-ar fi aruncat în WC-ul. După ce i-ar fi rupt telefonul, el ar fi luat-o prin surprindere, prin spate și ar fi lovit-o foarte puternic. Acum am și eu constat loviturile, mai mult cred că la cap, nu știu exact, după care tot medicul îi spune că din baie și pune în bucătărie să trei pași, să zicem. Ar fi tras-o prin spate foarte, pentru că tot părul i-a fost mult din cap, a fost nevoit și tot unde, tot părul a fost amestecat cu sânge. Ar fi tras-o din spate, după el, de cap și ar fi dus-o la sertarul unde erau 1, 2, 3 sertare la bucătărie. La el din mijloc erau cuțitile. Și acolo el ar fi luat, prima dată, unul bănuiesc că nu a putut lucra cu două, și i-o și tăiat berigata. Deci el a știut exact unde să atace, pentru că a zis că i-au murit maxim în 50, până într-un minut. Deci primele lovituri au fost practic fatale. De da, da, pe prima lovitură unde i-o tăia beregheata, aia deja au și fost, ea a fost moartă deja. El ulterior i-a mai tăiat gâtul de două ori. Gâtul ei a fost tăiat de aproximativ jumate, a fost tăiat de tot. Dar cred că a vrut să îl taie de tot, dar el tot luând un cuțit, luând altul și cuțitele nu prea îi tăiau, el tot schimba cuțitele. Deci de aia au fost folosite mai multe cuțite pentru că cuțitele se îndoiau.
cuțitele nu mai tăiau cum ca să reușească el să-i taie gâtul de tot. Și atunci după ce o tăiat practic, gâtul... Practic vreau să o decapiteze, eu asta înțeleg. Da, asta presupunem și noi. Aproape jumate gâtul i-a fost tăiat. Și pe urmă înțepat-o, în înțepătură are cam și el puțin 30, să zic. În mâini, în burtă, nu știu, unii are. Are cel puțin 30 de înțepături cu vârful cuțetului. Nu, nu a încercat ea să prindă cuțit. Dată, pentru care o gaură foarte mare așa, că prima dată ar fi, ea fi prins cuțitele cu mâinile. Și după aia au reușit el să o taie la cât, spun că o luat-o cumva pe sus. După ce era prăbujită jos, cum ați văzut-o și dumneavoastră, de practic era prăbujită la podea, cu, așa într-o parte, el i-a mai aplicat încă exact 11 lovituri de cuțit foarte puternice, unde i-a distrus toate organele. Și ultimul cuțit l-a lăsat în spatele ei. Dar el a folosit între timp 4 sau 5 cuțite și ulterior am mai găsit eu, deci el a folosit cel puțin 6 cuțite. Toate din casă? Toate din casă și toate din acel sertar. După ce am intrat în casă, am văzut un buchet de flori albe care era foarte recent, cred că nu știu dacă din ziua respectivă sau de seara. Era un album cu ei doi la nuntă și din trecut, din concedii pe frigider. Era o lumânare aprinsă. Ce am mai găsit voi? Încă două buchete de flori, al treilea fiind de morți. Alte două nu erau de morți, erau... Erau și de morți și de, nu știu cum să-ți explic, trandafir cu încă ceva. Și ultimul fiind exact alea de morți. Ăla era cel mai recent, că nu e, deci se vedea că e proaspăt. Un îngeraș și o măsuță, toate erau cumpărate. Un îngeraș, bibelou. Și o lumânare, da, toate artizanale, știi? Și toate erau puse într-un pe o masă care a fost cumpărată, o măsuță mică care a fost în nouă casă. Adică care au cumpărat-o acum, dar nu știu cu ce scop. O cumpărat masă respectivă în care eu pus toate chestiile astea și poze cu ei, de la nuntă, de concedii, poze. Deci ăla a fost amenajat practic atunci. Atunci, nu știu că presupun, nu știm când l-au amenajat, dar aia nu era în casă. Anchetatorii sunt șocați. Nici ei încă nu știu dacă chiar au ajuns la, sigur au ajuns la o concluzie, dar și ei sunt șocați. Inclusiv medicul legist ne-a spus că el nu a văzut de când de ceea ce chiar așa ceva. Și polițiștii care au fost acolo erau, cred că speriați, adică nu, la noi în vestița ei nu cred că mai văzut sau nu mai văzut de mult un caz atât de grav. Pentru că așa ne-a zis și ei că sunt foarte șocați, inclusiv medicul legist. Chiar ne-a înțeles și discutat cu noi foarte mult, pentru că au zis că o situație foarte diferită. Momentan copiii beneficiază de sprijin psihologic, merg la psiholog, îi ajută cineva să își da, o să văd și eu, să pot să văd, să-i duc undeva la mai bun, la ceva mai nou, particular. Momentan ei beneficiază de, cum să zic, de gratuități și de ce le oferă statul. Consiliere de la protecție copiii. Dar copiii au nevoie cu mult mai mult. Pentru că nu pot să-mi revin eu din trauma asta de cum copiii. Copiii au nevoie de mult mai mult, de multă iubire, în primul rând, de multă înțelegere. Ei trebuie să simtă cumva, trebuie să se simtă acum într-o siguranță foarte mare, pentru că ei neavând mamă, în mintea lor poate intra orice, că de fapt toată lumea i-a abandonat. Da. Și asta e foarte, foarte grav și pentru un om mare, dar pentru un copil.